Dragii noștri, bine v-am regăsit! Vom vorbi despre Gabor Mate și despre noua sa carte, o apariție editorială. Este vorba despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică și, bineînțeles, și despre evenimentul la care va fi prezent Gabor Mate prin sprijinul ISTT, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Și alături de noi o invitată foarte dragă, este vorba despre Diana Vasile, psiholog clinician, psihoterapeut, cadru didactic universitar și președinte ISTT. Iată Gabor Mate, un prilej de mare bucurie pentru că îl vom avea alături peste aproximativ o lună de zile și în cadrul conferinței Normal Anormal desfășurată pe 16 și 17 octombrie la București și de asemenea, iarăși un prilej de bucurie, această superbă carte Mitul normalității. De altfel, Diana Vasile scrie și prefața acestei cărți și îi mulțumim foarte, foarte mult. Gabor Mate spune în felul următor în această carte, mi-a plăcut un citat foarte, foarte mult. Trauma nu este ceea ce ți se întâmplă, ci ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Spune el, formulez eu această definiție. Și apoi vine cu un exemplu foarte frumos. Gândiți-vă la un accident de mașină în care cineva suferă o contuzie. Accidentul este ceea ce s-a întâmplat, dar rana este cea care durează. În mod similar, trauma este o rană psihică depusă în sistemul nostru nervos, în minte și în corp, care durează mult după ce incidentul a avut loc, putând fi declanșată în orice moment. Și mi-am dorit să începem discuția noastră cu acest citat din carte. Iată, el vorbește în această carte despre foarte multe lucruri, pentru că, într-adevăr, este o carte foarte voluminoasă și chiar spune că, din punct de vedere etimologic, cuvântul traumă vine din grecescul, care înseamnă rană. Diana. Da, da. Bună, Sorin, și mă bucur că avem această întâlnire în care să le vorbim oamenilor despre, odată despre munca lui Gabor Mate și odată despre ce înseamnă traumatizare, despre ce înseamnă toxic, despre ce a semnat odinioară normal și ce înseamnă astăzi normal, despre conotațiile cuvântului anormal și, într-adevăr, despre ce se întâmplă cu noi una peste alta, pentru că vorbim despre traumă, vorbim despre noi înșine, iar Gabor Mate dă un exemplu minunat oamenilor și spune, noi toți avem aceste răni interioare. Deci noi toți nu suntem experiențele noastre directe, adică ceea ce ni se întâmplă nouă, ci ceea ce rămâne în noi în urma acelor experiențe. Și această definiție este o definiție importantă în zona psihologiei și psihoterapiei, pentru că vorbim despre oameni și totul în oameni este uman. Adică este vorba despre ceea ce se întâmplă în interior, despre ce urme lasă exteriorul și despre ce urme vom lăsa noi în exterior. Și de aceea este important să vorbim despre aceste răni, adică ce fel de răni ni s-au întâmplat nouă și într-o anumită măsură despre ce răni putem produce noi în exteriorul nostru. Și atunci, da, cuvântul de bază, traumă, înseamnă rană în grecește, înseamnă distrugerea unei unicități, distrugerea unui întreg și, de fapt, psihologia traumei vorbește doar despre această experiență internă. Sigur, Gabor Mate este adeptul acestei definiții în literatura de specialitate. Cuvântul trauma acoperă ambele fațete, adică și evenimentul exterior, dar și experiența internă la care face Gabor referire. Într-adevăr, întreaga sa carte este focusată, este dedicată acestor răni interioare, a modului în care ele ne afectează dezvoltarea, cum ajungem despre noi să credem că nu suntem normali, că nu mai suntem normali, dar de fapt noi nu mai suntem întregi. Noi nu ne mai putem regla ca o ființă internă, noi nu ne mai putem mobiliza energia și resursele la fel de bine ca atunci când suntem o singură unitate, un singur sistem. Ca urmare, ajungem să funcționăm disparat, ajungem să funcționăm disfuncțional, ajungem să devenim anormal din unele puncte de vedere, să ne considerăm din ce în ce mai anormal și să începem să rănim la rândul nostru. Și
Vorbeai de faptul că te bucur că va fi aici și că avem această carte și eu mă bucur foarte mult că este posibil. De altfel, este un eveniment foarte așteptat, îl așteptăm de vreo 2 ani de zile, de când el ne-a povestit și în interviul pe care l-am avut cu el chiar menționa acest lucru, că semnarea contractului pentru această carte a făcut-o când era la București data trecută în 2018 și de atunci știam că va urma să vină această carte, dar n-am știut până n-am văzut-o acum cât de bogată este, cât de valoroasă este în informații și în demonstrație a ce înseamnă traumatizare și posibilitățile de recuperare. Eu sunt un terapeut care m-am focusat pe înțelegerea mecanismului traumatizării, tocmai pentru că am vrut și eu să pot să refac drumul către întreg, să refac drumul către reglaj, să refac drumul către a ne resimți din nou întregi, buni, frumoși, capabili, așa cum suntem la bază în dotările noastre genetice. Ca să te parafrazez, apropo de prefață, spui tu, asta înseamnă vindecarea traumei, să te cunoști, să recuperezi energia bună, să ai un plus de chef de viață, să recunoști ce este potrivit pentru tine și să-ți faci obiceiuri bazate pe ce ți este potrivit ție, să fii mai autonom și mai conectat la tine și la ceilalți. Iar Gabor Mate în carte spune la un moment dat că vindecarea este de fapt o întoarcere la origini, la esența noastră pură, primordială, inițială, și că nu vine în această carte cu leacuri miraculoase, mai ales pentru că este, de fapt, această carte, aș spune că este și un soi de paradox. Eu, citind-o, asta în afara faptului că, într-un volum consistent, abordează foarte multe zone, abordează foarte multe sfere ale vieții noastre, începând de la boli și de la incidența bolilor cronice și cum ne afectează stresul și traumele, făcând referire și la sistemele medicale din Occident, cu atât mai mult cel românesc. Vorbește și despre anumite boli autoimune, vorbește și despre legătura dintre emoții și boli, vorbește despre anumite boli care apar la femei, scleroza multiplă sau zona aceasta de artrită sau osteoporoză. Foarte multe boli de care se lovesc, iată, femeile. Alt paradox când vorbește despre specialitatea lui de bază, până la urmă, despre comportamentele adictive și dependențe, când vorbește despre persoanele cu care el a lucrat. Pentru că spune, este medic și psihoterapeut de peste 4 decenii și a lucrat cu cei dependenți de substanțe pe care statul îi ia în tot felul de internate, merg foarte mult, din păcate, pe medicație și apoi statul îi dă din nou societății. Ei, de fapt, nefiind vindecați. Da, cred că marele medic al lui Gabor Mate este că venind din zona medicinei și a trezit acest interes, această disponibilitate a oamenilor de a se uita la bolile lor ca mesaje despre propria lor funcționare, pe de-o parte, ca mesaje despre interacțiunea dintre ei și ceilalți semnificativi din viața lor, ca un rezultat al unui proces, nu ca un dat al persoanei, lucru care e foarte important din perspectivă medicală. Dacă la noi în psihologie poate că această preocupare între conexiunile corporale și psihice au fost ceva mai la îndemână de urmărit, de văzut, corpul medical n-a fost atât de deschis către această înțelegere, această consistentă conexiune între corp și psihic. Și atunci mi se pare cu atât mai valoros să luăm în calcul perspectiva sa, care arată că este nevoie de o înțelegere profundă a faptului că bolile nu sunt ceva ce ți se întâmplă, ți se întâmplă evenimente externe, așa cum spunea, ți se întâmplă evenimente externe, ți se întâmplă să ai relații fundamentale de îngrijire care nu ți-au respectat nevoile de bază, nevoile de la origini,
natura noastră firească de funcționare interrelațională, nu au respectat, în mine să spun, necesitatea trăirilor pozitive de satisfacție a acelor nevoi, ci dimpotrivă au generat mult prea multă tensiune psihică, mult prea multă frică, mult prea multă neputință și asta blochează mecanismele reglatorii, blochează mecanismele de dezvoltare sănătoasă și atunci organismul este forțat de contextul său să se muleze pe exteriorul nepotrivit. Și atunci de aceea acest efort pe care organismul îl face să se descurce cu ceea ce este nepotrivit pentru sine, să se descurce cu aceste frici, neputințe și vulnerabilități produse de interacțiunea dintre ceilalți, dintre mediu și sine, tot acest efort generează un proces pe care noi îl denumim boală, pentru că începe să dea niște semnale corporale, emoționale, de gândire, de comportament. Toate aceste semnale ne arată nouă că s-a produs acest proces în interiorul nostru și noi toate acestea le numim boală. Dacă noi înțelegem boala ca pe un proces și nu ca pe un rezultat, atunci strategia de abordare când vorbim de vindecare este foarte diferită. Nu vrem să înlăturăm rezultatul, ci vrem să transformăm procesul. Ori transformând procesul, avem nevoie să ne întoarcem la noi. La noi înșine, nu doar la o strategie de vindecare, cum punctează și Gabor, doar instituționalizată, doar medicalizată, doar spunând, încercând să eliminăm rezultatele pe care le numim boli, simptome, suferințe, etc. Desigur că abordarea aceasta este nouă. Medicina se străduiește, nu vreau să ignorăm eforturile pe care corpul medical le face și le respect, mă bucur când văd astfel de inițiative și trebuie susținute și încurajate și tot mai multe inițiative de genul ăsta se văd în jur, dar ceea ce mi se pare încă meritos de subliniat ca să fie mai vizibil, este că întotdeauna vindecarea presupune din nou o relaționare particulară între medic și pacient, adică între acești doi oameni care au nevoie să fie oameni în timp ce sunt specialiști fiecare în viața sa, în zona pe care o numim pacient, în expertiza procesului de boală sau de ajunge la patologie, cum este cel pe care îl numim medic. Atunci, boala poate să aibă o abordare, da, care nu mai exclude omul. Și nici omul nu mai trebuie să mai aibă o abordare care exclude boala cu totul. Și presupune că trebuie să fii musai sănătos, indiferent ce se întâmplă. Tu trebuie să reziști, tu trebuie să fii puternic, tu trebuie să fii capabil, tu trebuie să fii sănătos. Da? Un alt tip de anormal pe care ne-l punem nou, acest trebuie. Și atunci, experiența umană în condiții de sănătate și condiții de boală, da, are nevoie să fie tratată în continuare ca o experiență umană. Iar omul să fie abordat ca om, pentru asta înseamnă ca el să se ia în serios ca om, ca ființă umană cu procesele sale interne, medicul, sigur, psihologul, psihoterapeutul, etc., să ia în calcul omul în timp ce se uită la acest proces interior care se numește procesul de sănătate sau procesul de boală. El chiar vorbește la un moment dat în carte despre faptul că aceste boli, aceste patologii n-ar trebui luate individual și că la baza, să spunem, bolilor și a tot ceea ce ajunge omul să trăiască, nu sunt atât de mult factorii genetici, ponderea factorilor genetici nu este atât de mare, normal că noi venim pe lume și cu un bagaj genetic de la părinții noștri, dar că foarte important și încearcă el să reliefeze acest lucru și să aducă în atenție acest aspect, faptul că mediul este preponderent important. Faptul că
relațiile pe care noi le avem în copilăria timpurie, relațiile pe care noi le avem cu părinții noștri, iubirea de care am avut parte sau, dimpotrivă, neglijența emoțională de care am avut parte, părinții care ne-au lipsit fiind absenți din viața noastră, chiar dacă ne-au asigurat pe modul supraviețuire, ne-au asigurat toată temelia, să spunem, nevoilor noastre de subzistență, da? Cu toate astea, iată că ies la suprafață, prin aceste răni, ies la suprafață nevoile noastre socio- și psihoemoționale. Exact. De aceea mi-a plăcut să spun oamenilor că această carte este un manifest pentru umanitate. Este un manifest pentru a foarte bine documentat, da? cu dovezi științifice, adunate dintr-o serie largă de studii făcute în ultimii ani, care ne arată, când spun umanitate, asta aș vrea să înțeleagă oamenii, că nu există o preponderență a corpului în fața psihicului sau a psihicului în fața corpului, ci există o unitate, da? Pe care noi o putem vedea uneori mai mult din partea corporală, cu funcționalitățile sale, sau mai mult din partea psihologică, cu procesele și funcționalitățile sale. Asta înseamnă, da, când noi spunem, Gabor Mate spune, cercetările spun, mediul contează poate uneori mai mult decât genele, înseamnă așa, genele vin cu un bagaj informațional și în principiu au multe informații și din categoria informațiilor bune, reglatorii de sănătate, și din categoria celor care indică disfuncționalități, neregularități, predispoziții pentru patologie. Ceea ce se întâmplă ulterior ca experiență, odată ce interacționăm cu lumea și noi interacționăm cu lumea, din primul moment al concepției în care se combină, da? Pentru că asta e cel mai important să înțelegem, că în diviziunea aceea celulară, da? Când se combină materialul genetic de la mama și de la tata, da? Și se creează un material genetic nou, o combinație nouă, unică, da? Noi interacționăm cu lumea. E, acest tip de interacțiune impactează modul în care aceste gene sunt activate, stimulate sau mai degrabă inhibate. Și atunci noi putem să activăm mai degrabă din informația cuprinsă în gene, care generează mai degrabă funcționare reglatorie, adică acea funcționare sănătoasă de care vorbim noi, da? Sau poate activa genele care presupun disfuncționalități. Pentru că asta au arătat cercetătorii. Nu toată lumea care are gena care generează cancer, de exemplu, la femei, și despre care s-a discutat atât de mult, nu toate femeile care au această genă vor dezvolta cancer. Și nu toate femeile care nu au această genă nu vor dezvolta cancer. Și atunci asta înseamnă că nu putem explica patologie de orice tip, de la cele mai simple până la cele mai complicate, exclusiv pe baza materialului genetic. Să punem asta deoparte. Ca să mai înțelegi ce înseamnă experiență, ce înseamnă interacțiune cu mediul. Psihicul, și aici intrăm un pic în înțelegerea psihicului, ca fiind elementul fundamental care complementează, îmi vine să spun, fizicul, genetica noastră, psihicul este prin esența lui relațional, adică el nu poate exista, nu se poate dezvolta fără interacțiunea cu celălalt. El este făcut să-l caute pe celălalt, pe mamă, pe ceilalți din lumea mamei și din lumea largă, și este făcut să îi se răspundă aceste nevoi. Această interacțiune între nevoia mea de conectare și căutarea celuilalt spre mine, noi o numim conectare. Ori această conectare, ca să genereze activarea mecanismelor genetice sănătoase, reglatorii, are nevoie să fie securizantă. Adică are nevoie să genereze mai degrabă liniște, mai degrabă funcționare fluidă, mai degrabă
experiență pe care noi o numim pozitivă și nu de speriat, de efort, de tensiune, de luptă. Ne însemnăm că noi nu avem predispoziția de luptă ca să depășim obstacole. Problema este că aceste obstacole să nu dureze mult, să apară, noi le depășim, rezolvăm, ne odihnim, intrăm iarăși într-o zonă bună. Asta numim stres, efortul pe termen scurt. Un obstacol îl numim stres. Din nou, dacă din exterior vine o amenințare, adică generează frică, generează nevoia de a supraviețui, da? Deci apare o amenințare, atunci psihicul din nou, din dotare, este făcut să reacționeze. Important este însă ca această amenințare, din nou spun, să nu dureze prea mult. Pentru că dacă durează prea mult, atunci toate mecanismele funcționale, fiziologice și psihologice, încep să funcționeze pe acest sistem de alertă permanentă. Pentru asta noi ne modificăm simțurile, pentru asta noi ne modificăm mecanismele atenției, pentru asta noi ne modificăm mecanismele voinței, pentru asta noi ne modificăm mecanismele emoționale, ne modificăm inclusiv modul de gândire, pentru că gândirea nu se dezvoltă separat de emoție. Gândirea nu se dezvoltă pentru că tu îi paci copilului, da? Informații așa. Pur și simplu, știm foarte bine că informațiile se vor ancora cu atât mai mult cât există o experiență. Când experiențele pozitive, un tip de informații se așează foarte diferit decât vii cu o experiență negativă și introduci aceeași informație. Da? Adică, cu alte cuvinte, în experiența pozitivă, informația este mai degrabă absorbită, primită și folosită în beneficiul meu, când informația vine într-un context emoțional negativ în care eu sunt speriat, frustrat, amenințat, vulnerabilizat, voi avea tendința chiar să mă apăr de acea informație, chiar dacă informația e bună. Asta creează o discrepanță în interiorul meu, că poate cu capul îmi dau seama că e informație bună, dar emoțional voi tinde să o resping. De ce? Pentru că ceea ce este amenințător, eu sunt făcut să resping și să fug de asta. Și atunci aceste contradicții între mecanismele interne care în continuare există mecanisme neurologice care funcționează așa, adică sistemul nervos, cel despre care am tot învățat copii, să spunem în cazul celor care n-au făcut medicină și n-au făcut psihologie și neuroștiințe, da? Sistemul nervos are două fațete, unul care se mobilizează și unul care se relaxează ca să putem funcționa normal. Da? Când în situațiile acestea de amenințare noi nu mai știm ce să facem, da? Atunci sistemul nervos începe să dea rateuri, am zice noi, dar el nu dă rateuri. El are exact informațiile care i s-au întâmplat. Când trebuia să se întâmple ceva pozitiv, s-a întâmplat ceva amenințare, da? Și nu s-a mai putut regla. Evident că de aici apar nenumărate dificultăți de organizare a informațiilor, de organizare a răspunsurilor de adaptare la mediu, de confuzii de toate tipurile, da? Și, evident, comportamente care nu-și mai duc la bun sfârșit scopul. La un moment dat, fac referire la carte, bineînțeles, la un moment dat scrie Gabor Mate în carte că ar fi bine să demontăm, să încercăm să demontăm mitul normalității. Uh-huh. Ce vrea el să spună cu treaba asta? Și aici aș face un mic adagiu, o mică anexă. Când vorbește despre faptul că ceea ce este... dacă stăm să ne gândim la rădăcina, etimologic vorbind, cuvântului normalitate, la bază stă cuvântul normă, regulă, da? Și el spune la un moment dat că nu trebuie să ne supunem orbește acestor norme și că trebuie cumva să privim către interiorul nostru, către partea noastră lăuntrică, să vedem în autenticitatea și până la urmă în vulnerabilitatea noastră, cine suntem noi cu adevărat, pentru că ce este normal pentru societate, de aici și cuvântul sau sintagma cultură toxică, societate toxică, ceea ce este normal pentru societate, nu este normal
este în dezacord cu valorile noastre individuale, personale. Nu este în acord și spune chiar la un moment dat că este un mod nenatural această normalitate, un mod nesănătos pentru natura noastră umană până la urmă. Da, aici aș insista pe tema aceasta a normalității ca normal, ca natural sau ca normal în sensul de normă. Noi am avut tendința în social să creăm norme din idei, nu din ceea ce este natural, din calcule care păreau ok, dar care nu respectau foarte bine nevoile noastre profunde. Și nu le-am respectat, odată pentru că nu le-am cunoscut, dar cât le-am cercetat, le-am aflat, le-am constatat, iar după ce le-am constatat, nu le-am aplicat. Și ăsta este un aspect foarte important și mi-a plăcut chiar din primele cărți, din primele rânduri, Gabor sublinează acest lucru, că unul dintre elementele importante este să aplicăm ce am învățat. Adică să facem reguli din firescul naturii noastre. Da? Asta înseamnă să găsim un stil de viață, să găsim un stil de interacțiune umană care să ne respecte nevoile profunde. Deci, cu alte cuvinte, normele sociale să nu mai fie cele care generează strategii de viață sau stiluri de viață. Nu mai vorbesc de mai departe de reguli de funcționare profesională, școlară și așa mai departe, ci să ne întoarcem la natura umană și la ceea ce știința a descoperit despre natura umană. Și din ce în ce mai multe cercetări care au nevoie să fie luate în serios. Gabor le pune în carte foarte multe și foarte frumos organizate, astfel încât, în mine să spun, poate și cel mai rezistent om ar putea să măcar să se întrebe, băi, dar oare nu avea omul ăsta dreptate? Sceptic, încăpățânat, da. Da, adică mă gândesc că poate și cel mai rezistent om la o informație ar putea să măcar să se întrebe, oare eu nu m-am găsit în situația asta în care am considerat fie că sunt nepotrivit printre ceilalți sau dimpotrivă, am fost eu cel care am impus niște reguli. Am dat cu parul din când în când în celălalt pentru că nu făcea ce era normal. Da? Și dau un singur exemplu care poate e mai clar pentru multă lume. Acum 100 de ani, da? Normalitatea față de creșterea copiilor era bătea fără niciun fel de problemă. Adică nu exista om care să nu creadă că așa e firesc să facă. Să nu ia în calcul dezvoltarea copilului cu frică. Pedeapsă și cu bătaie, da. Pedeapsă și bătaie. Asta nu s-a schimbat total, dar sigur nu mai este o normă. Chiar se muncește, da, în a se schimba această normă pentru că s-a observat că normalul acela era dintr-o normă, nu era din natura firească a omului. Da? Și sigur că, la fel față de și de animale, deci nu e vorba doar de copii, e vorba de uman și de viu. Da? De a ne întoarce la natură firească, sigur, fără să romanțăm, aș puncta acest lucru. E important să nu înțelegem că natură înseamnă fără reguli. Am auzit foarte mulți părinți care se temeau că dacă lasă natura firească a copilului să se manifeste, el o să fie fără reguli. Nu o să deprindă normele sociale. Și sigur că aici merită o discuție despre care norme vorbim. Normele bazate, regulile bazate pe firescul funcționării copilului, firescului dezvoltării umane, de la copilărie la adolescență și apoi la maturitate, sau normele celor care vor de la noi să consumăm bunuri. Să fim mai puțin clari în ceea ce ne privește, ca să ne poată induce propriile idei. Să fim mai degrabă supuși față de cineva sau față de ceva. Să fim mai degrabă unii împotriva altora decât colaborativ și susținător unii cu alții. E foarte importantă această întrebare.
să ne întrebăm care este norma după care ne luăm. Cine a spus așa? Respectă asta, încă o dată, natura profund umană care are nevoie și de conectare și de o mulțime de alte, adică sunt atât de multe lucruri pe care noi nu le mai facem în confruntate cu natura umană, de la prezența unii cu alții, unora în prezența altora, de la odihna noastră împreună, de la comunicarea unuia cu altuia, de la colaborarea pe care o facem, de la a ne păstra și respecta limitele, spațiul, deciziile. Da? De ce? Pentru că unor asta înseamnă să vorbim un pic mai mult și să facem un pic mai mult decât să băgăm automatisme pur și simplu. Îmi venea acum în minte, apropo de exemplul tău puțin mai devreme, cu norme și mai ales în zona asta, să spunem, a creșterii copiilor și a parentingului, și gândindu-mă, bineînțeles, și la a doua zi de conferință, cea de pe 17, unde Gabor Mate, pe lângă conferința Normal-Anormal, va vorbi și despre relația părinte-copil. Și mă gândeam, apropo de norme pe care le-am trăit și pe care cu siguranță le-ai trăit în copilăria ta și le-am auzit cu toții, da? Mai ales modelul bunicilor noastre, apropo de normă și de ce au văzut ele în jur la alte bunici, mămici pe vremea respectivă. Lasă mamă, că unde dă mama crește. Sau bătaia este ruptă din rai. Da? Fără să se gândească că, de fapt, acest abuz fizic și această formă de molestare a copilului lasă niște răni adânci, niște traume adânci în adultul în devenire și că îi perturbă efectiv, îi perturbă relațiile până la urmă pe care le are cu ceilalți. Și mai ales vorbim aici de relațiile, să zicem, cu cei foarte apropiați. Partenerul de cuplu și proprii copii. Sigur. Aici, din nou, apreciez foarte mult atitudinea lui Gabor, pentru că a vorbit deschis despre dificultățile lui de părinte, despre erorile pe care le-a făcut, despre modul în care a aplicat aceste principii, da, în raport cu copilul și a arătat cu copiii săi, cu cei trei copii ai săi, și a arătat cât de departe era de el însuși, cât de nepotrivit acționa în raport cu copiii, abia după ce a înțeles că această îndepărtare de sine, această aderență la ceea ce credea că este important să facă în confruntate cu ceea ce auzise în dreapta și în stânga, în diverse zone profesionale, sociale, etc., cât de mult această depărtare de sine a fost cauzată de propriile lui experiențe traumatice și de această urmare a normelor. Atunci când ești atât de departe de sine, normele ți se par foarte bune, pentru că trebuie să te orientezi după ceva. Când nu mai te ai pe tine, nu rămâne decât exteriorul după care să te ghidezi. Și atunci, faptul de a arăta că această strategie a fost nepotrivită pentru sine și i-a agravat problemele personale, ca impact ulterior a fost nepotrivită pentru mariajul său, a fost nepotrivită pentru copiii săi. Da? Acest lucru este profund emoționant. N-am văzut prea mulți medici care să spună n-am procedat bine. Nici ca profesionist n-am procedat bine, nici ca tată, nici ca partener de cuplu și ca om m-am cam zăpăcit. Câtă putere interioară să ai ca să spui asta? Este puterea care îți vine odată cu a te asuma pe tine așa cum ești și a căuta răspunsurile înăuntru tău, nu în exteriorul tău. Când el a înțeles datorită dificultăților, a fost forțat să se întoarcă la el însuși și cu sprijinul celor din jur, soție, prieteni, psihoterapeut, colegii, da, care i-au deschis treptat ochii către lumea interioară. Pacienții săi au fost
o oglindă minunată. Așa cum sigur în meserile noastre de ajutor, întotdeauna celălalt este o oglindă minunată de a observa ce se întâmplă. Partenerul de cuplu este întotdeauna o oglindă minunată. Copiii sunt întotdeauna o oglindă minunată. Întrebarea este, vezi când te uiți în ei? Te vezi pe tine sau continui să-i vezi doar pe ei? Te uiți la tine? Te uiți și te iei în serios și îți dai seama că de lucru este acolo în interior și de lucru înseamnă să vezi unde sunt blocajele interne, unde și ce le-a produs. Pentru că nici glorificarea traumei este așa sunt eu, toată lumea a trecut prin asta, bine că am supraviețuit, bine, da, uite-mă că-s mare și bine și am o viață, am familie, am copii, am un statut, am, da, sunt bine. Sunt funcțional. Sunt funcțional, corespund societății, da? Deci m-am însurat, am un serviciu, am o casă, am copii, am casă, deci sunt bine. Bifez normele. Da? Nu întotdeauna bifarea acestor norme înseamnă eu funcționez sănătos. Și Gabor Mate demonstrează acest lucru poate mai bine decât orice, cel puțin pe care i-am văzut eu atât de explicit și de bucuros să împărtășească asta cu altcineva. Da? Și da, când te întorci la tine, recunoști disfuncționalitățile și îți spui problema, da, le am, da, nu pot să mă conectez cu soția mea, nu mă pot conecta cu copiii mei, nu mă pot conecta la serviciu ca lumea. Recunosc, stai puțin, și eu sunt dependent. Ok, abia atunci încep să-ți spui problema, că s-ar putea să fii întâmplat ceva în tine. Abia atunci încep să crezi cu adevărat și să experimentezi ce înseamnă de adevărat traumatizare. Adică îndepărtarea de propriile tale capacități, îndepărtarea de propria ta energie de viață și capabilitate de a le pune în legătură, adică aceste capacități cu scopul tău, cu interesul tău, cu sentimentele tale, să le pui într-un mod coerent cap la cap, astfel încât să iasă un comportament bun pentru tine și pentru ceilalți. Și e foarte important acest lucru. Adică la noi, la psihoterapeuți, și noi facem această formare în țară și Colegiul Psihologilor impune această regulă pentru psihoterapeuți, să ne uităm la propria noastră experiență de viață și să lucrăm psihoterapeutic cu noi înainte să lucrăm cu ceilalți. Da? În institutul nostru, evident că respectăm această normă, da? Că este o normă, dar o facem și cu credința că fără asta este foarte greu să lucrezi cu altcineva. E firesc cumva, atât timp cât tu, ca individ, nu ești vindecat și ai propriile tăi. Cum poți să lucrezi cu altcineva? O să fii serios, întreabă-i pe toți ceilalți. Da? În toate celelalte meserii de ajutor, acest lucru nu este o obligativitate. De ce? Pentru că se crede că dacă ai învățat algoritmul... Merge de la sine. Exact. Ori exact lucrul acesta, noi nu putem să-l susținem. Devii mult mai clar, devii capabil de colaborare, de relaționare cu celălalt când ție ți-e clar cine ești și nu faci confuzie în percepțiile tale. Ori o persoană traumatizată face confuzie în încercarea de a aplica algoritmul pe care l-a învățat. Da? Și mă întorc la Gabor pentru că este un interviu și o carte și un eveniment dedicat lui în primul rând. Da? Și el a arătat. El nu funcționa foarte bine ca medic când nu era în contact cu el însuși. Calitatea lui de medic a crescut pe măsură ce s-a cunoscut mai bine, pe măsură ce și-a reglat atenția, pe măsură ce și-a reglat relațiile și pe măsură ce a învățat să stea și să primească de la ceilalți, nu să rămână fixat și blocat în ceea ce achiziționase deja și din informațiile pe care le preluase pur și simplu așa de la școli și în mecanismele pe care le avea. E foarte important acest aspect. Pentru mine ca psiholog, pentru mine ca psihoterapeut, da? Orice om care lucrează cu oamenii are nevoie să se cunoască pe el însuși ca om. Pentru a înțelege cum funcționează el în raport cu celălalt. Pentru mine, ca psihoterapeut de traumă, am înțeles asta
nu atât din, sau și din cărțile pe care le-am citit, și din oamenii pe care i-am întâlnit. Dar îmi vine să spun, îl apreciez pe Gabor pentru că am lucrat. Știu ce înseamnă să ai dificultăți relaționale. Știu ce înseamnă să nu poți să-l asculți pe celălalt. Știu ce înseamnă să impui celuilalt punctul tău de vedere. Știu ce înseamnă să faci confuzii și să-i rănești pe cei dragi. Știu ce înseamnă foarte bine lucrul acesta. Știu ce înseamnă și să fii punctual, clar, obiectiv, să fii acolo în rezonanță cu celălalt și să fii clar și funcțional. Știu ce înseamnă ambele. De ce? Pentru că m-am uitat în interior. Pentru că am căutat, n-am presupus că sunt ok, n-am presupus că sunt varză, deși uneori am avut clar momente în care am fost convinsă că sunt varză. Mi-ar plăcut să am mai multe momente în care să cred că sunt ok decât alea varză. Da? Dar mersul spre a îmi înțelege limitările mi-au permis să descoper nu că am limitări, ci că nu îmi pot folosi corect resursele. Nu îmi pot folosi adecvat posibilitățile și că ceea ce sunt limite sunt lucruri pe care poate n-ar trebui să le fac pentru că nu sunt potrivite mie. Restul sunt limite umane. Și că grija față de mine îmi revine mie în primul rând și ulterior capacității mele de a mă conecta cu cei din jurul meu care să-mi poată oferi prin interacțiune acea energie de viață, acele idei, informații, capacități, care împreună cu ale mele dau un plus bun. Și asta este esența ceea ce el spune, nevoia de atașament cu nevoia de autenticitate. Eu sunt cine sunt și sunt capabil să mă relaționez cu ceilalți, astfel încât interacțiunea să fie benefică pentru ambele părți. Nu unul pe socoteala celuilalt. Nu suntem ca într-un trafic, eu îți dau, tu îmi dai, într-o tranzacție, avem de făcut asta, ce-mi dai tu, ce-ți dau eu, pac, pac. Nu. Este într-o întâlnire a celuilalt, este într-o, asta e de fapt și capacitatea autentică de a iubi, de a fi alături de celălalt așa cum este și să crească din tine această capacitate de a te duce spre celălalt și a-l primi pe celălalt. Altfel rămân la tranzacții. E ok să avem și tranzacții, desigur, dar nu în zonele cele mai semnificative din partea noastră. Nu facem tranzacționări cu colegii de birou de la serviciu, nu facem tranzacționări cu partenerii de viață, nu facem tranzacționări cu copiii. Trebuie să facem relații, să construim relații. Tranzacționări poate facem într-o anumită măsură cu străinii și nici acolo chiar, pentru că și acolo este un om și acolo este o ființă umană cu care putem relaționa. Pe baze umane și atunci tranzacția se transformă. Nu mai este golită de emoție, de informație valoroasă, de împreună. Nu mai percep pe celălalt ca pe un străin de care trebuie să mă păzesc, luând tot ce-i bun de la el și lăsându-l, da? Sau să fug, să nu cumva să-l mai întâlnesc și să mă duc în brlogul meu, care înseamnă apartamentul meu, vila mea, jobul meu. Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, Gabor Mate, o carte în colaborare cu fiul său, Daniel Mate, care va apărea foarte curând în portofoliul editurii Herald. O carte, aș spune eu, pentru publicul larg, în egală măsură pentru psihologi, pentru psihoterapeuți, dar și pentru publicul larg, pentru că am sentimentul că Gabor Mate scrie pentru fiecare în parte dintre noi și cu toții ne regăsim în experiențe oarecum similare de viață. O carte scrisă la fel cum a scris Pe tărâmul fantomelor înfometate, Prizonieri ai dependenței, lumea dependenței, cu multă empatie și asta îl face mai special în rândul autorilor, cu multă empatie, cu multă compasiune, cu multă blândețe. O carte, într-adevăr, o carte extraordinară, poate cea mai așteptată carte a anului, bineînțeles, alături și de
acest superb eveniment, conferința din 16-17 octombrie, conferința normal, anormal și cealaltă dedicată relației părinte-copil. Gabor Mate revine la București la invitația Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Lumea se poate, bineînțeles, se poate înscrie pe site-ul. Da, te rog. Sorin, în primul rând că pentru varianta în sală s-au vândut toate biletele și aș vrea ca publicul nostru să afle acest lucru. Deci posibilitatea de a-l vedea pe Gabor rămâne doar în varianta online. Online. Ceea ce desigur e important pentru că ne-am dorit ca experiența în sală să fie una care poate să fie potrivită pentru tipul de trăire, de interacțiune. De emoție. Da, este o întâlnire umană. Nu este o prelegere. Exact. E important acest lucru și de aceea cei care pot în zilele respective să participe, rămâne doar varianta online și o găsesc într-adevăr pe site-ul nostru. Și aș vrea să precizez un alt aspect care poate este important și e în acord cumva cu ce am discutat noi până acum. În prima zi, care este duminică, da, este și tema, să spunem, cea mai favorabilă celor care au foarte mult timp dedicat serviciului și copilor, este tema dedicată relației părinte-copil și mai ales, și ăsta este un lucru important, este mai ales capacitatea de reconectare. Adică Gabor Mate nu vine să ne spună ce ar trebui să facem. Exact cum ai punctat la început, nu vine cu rețete. Vine cu, uite, lucruri s-au întâmplat în relația noastră. Totuși, conectarea se poate reface. Și ăsta e un mesaj foarte important pe care noi, psihologii, ne străduim să-l dăm oamenilor și iată un om care îmbină psihologia cu medicina ne poate susține în recuperarea acestor capacități și relaționări. Cea de-a doua zi, cea de luni, este dedicată temei normal-anormal și care se referă la cum ne descurcăm fiecare dintre noi în această societate în care mesajele care vin spre noi, presiunile care vin de noi, solicitările care vin spre noi sunt mai degrabă nepotrivite și noi toți le simțim. Și mulți dintre noi spun, păi eu îmi cresc copilul, dar se duce la școală și ai văzut ce învață de acolo. Sau se duce în grupul de prieteni și ai văzut ce se întâmplă acolo. Ok, te duci la serviciu și ai văzut ce se întâmplă acolo. Da, ești pe stradă, uite-te ce se întâmplă acolo. Ori toate lucrurile acestea de la un punct încolo, sigur, nu le putem opri, dar nici nu suntem victimele pasive ale acestor mesaje, norme, solicitări, strategii nepotrivite. Ci putem, încă mai putem face ceva. Și aceste capacități avem nevoie să le scoatem la iveală. Și aș mai adăuga un ultim lucru, înainte de a cheia interviul nostru, o carte scrisă cu umor. Asta mi-a plăcut mie foarte mult și la Gabor Mate și sunt convins că cititorii, când vor citi anumite pasaje, vor avea un mic rictus, un mic zâmbet schițat în colțul gurii. Mi-a plăcut o chestie care spune că venea de la o conferință, a rugat-o pe soție, apropo de relația cu partenerul, a rugat-o pe soție să-l aștepte la avion. Soția n-a putut să vină, zice, bine, lasă. El așa un pic morocănos, lasă că iau un taxi, a luat un taxi, a ajuns în 20 de minute și spunea el 24 de ore, deci seara respectivă plus a doua zi, îi răspundea așa într-un mormăi, da, bine, bună, nu știu ce, adică se dă pe sine ca exemplu și asta din punctul meu de vedere este autenticitate, se dă pe sine ca exemplu, uite ce relație am avut eu sau am eu cu soția mea și am reușit să gestionez și să depășesc. Uite ce relație am avut eu cu cei trei copii și am reușit să fac și să trec și așa mai departe. Deci exemplul personal este foarte important. Dragii noștri, a fost alături de noi și mă bucur enorm. A fost alături de noi Diana Vasile, psiholog clinician, psihoterapeut, cadru didactic universitar și președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, la invitația căruia Gabor Mate va veni pe 16-17 octombrie la București. Și nu uitați, cartea trebuie să apară de la tipar, puteți face precomenzi pe site-ul editurii Herald.
mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, Gabor Mate și Daniel Mate. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci ne bucurăm că sunteți alături de noi de fiecare dată și lectură plăcută, pentru că cel puțin la Gabor Mate aveți pentru ce. La revedere! La revedere!